Deci toate desenele din abecedar sunt desenate de către Lică Sanciuc. La noi șeful era Vanghel. Era o colaborare frumoasă. Toți trei tineri, plini de viață, Spiridon Vanghele, Grigori Vieru și dumneavoastră Lică Sanciuc. Generația de astăzi nici nu înțelege. Toți copiii erau educați să apere patria. Era educat agresiunea în ei. Ei nu puteau să conducă dacă nu erau oamenii primitivi în jurul. Și ei primitivizau, i da, moldovenii nu sunt așa, ei se prefac de bildă dar nu sunt. Eu și acum ați mint în clasa întâi, acei doi hulubași, doi porumbei, mm -hmm. aripi legate, aripi legate nu zboare. și lacrimi de sânge. Indienii au născut ce zero. Aici n-au putut să o fac. Arabii au împrumutat de la indieni și noi de la arabi. Și ăsta blagă a spus că asta e alt fel de mentalitate. Că tu simți ce e asta șertăciune, ce și asta, asta vidu. Sunea voastră aveți acum 75 de ani. Da. Cred că știți vreun secret de arătat așa de bine. Asta e... e tu e vrăjete, pur și simplu. Partener general OTP Bank Lica Sanciuc bine ați venit la Titania Podcast. Bine, v-am găsit. stare onorată! Titania? Titania. Aha, Așa se numește proiectul. Asta. Deci, Lică, Sainciuc, cel care a desenat toate desenele care. Din pe care ce nu... ești? 87. 87, da. Deci, toate desenele din abecedar sunt desenate de către Lică, Sainciuc. Și ați făcut tot felul de grafică de carte pentru o grămadă de cărți care au trecut prin mâinile a, milioane de ediții de abecedar a fost vorbea Călin Vieru și a spus 14 milioane de albinuță. Nu știu. 14 milioane da, știu. de albinuță. Noi făceam pe împreună, toți trei. La noi șeful era Vanghelie. Deci pe dom și Grigore Vieru. Da, Grigori și Lica Vie Sancion. Vieru Sancio. se ocupa cu poeziile. Da, șeful era Vanghelie. El îmi ducea la tipografie, ducea înapoi. Era un go-between. e o istorie destul de complicată a decenarului. Că, zici, toți au învățat. S-au învățat alții după alte abecedare au existat. Al meu a apărut în 84. Până în 84 era un abecedar desenat la Moscova. El a, a, a durat vreo 10 ani din 74, 75, mi se pare, până în 85. Dar până atunci, vreo 10 ani a fost abecedarul desenat de Igor Vieru. Foarte frumos era. Și el, de fapt, a fost interzis. Era considerat naționalist, că acolo erau niște copii de în ei și de-astea și nu le plăcea la șef chestiile astea și ei la au adică, sub motiv că, trebuie modernizat, nu știu ce, și au închis, adică, proiectul acela cu desenul lui Igor Vieru, și au comandat desene la un pictor de la Moscova, ca să fie garantat că nu o să fie nici un pic de naționalism. Uh -huh. Și eu chiar întrebam, dar cum el, el doar îi rup de nici nu știi românește, nici nu știi realitatea. Noi am trimis fotografii din, din, Moldova și el a desenat. Adică, care, care erau, nu știu, atracțiile mu oficiale. Aha. prosti, erau acolo. Poate el un pictor bun, rău, dar însuși ideea asta. Și lumea râdea, lui a spus că tu vas un nas, te ești guguță, tăcoi. <gri> și el, dacă am avut un nivot șapcă de lin. și el a desenat, și, și într-un loc, guguță nuată într-un într ias cu, cu, cu căciul. <gri> și toți râdeau și și la urmă, urme, am învins partea asta mai, mai trează și să a hotărât să facă altă decedare. Acela eu l-am făcut. Dar Igor Vieră nu mai vroia să, să participe. El considera că și-au bătut joc de el. El era mult mai bun decât abecedarele sovietice și din România. Adică noi aveam din două părți abecedare mai infecte. Generația de astăzi nici nu înțelege stilul acela, un fel de militarist era. Toți copiii erau educați să apere patria. Eu am dat cândva în un interviu și am spus că uh, copiii trebuie mai întâi învățați ce apără ei, dar nu să apere. Să zici, da? Era educat agresiunea în ei. Și acum eu înțeleg pentru ce se făcea asta. Și la, la Igor Vieru era, el era poveste, era, când la uh, abecedarele din România, erau copii în uniformă, nu știu cum, dau drept, stânga, dreapta. Să trăiți. Și la ruși, dar la ruși erau cu automate, alergau copilașii. Și când făceam albinuță, la noi doar nu era informația asta occidentală. Singură care era, era era Franța, că în Franța Partidul Comunist era, nu știu cum, adică avea destul de putere și era umanitate de Manș și era Piflășien tot, el dorea ei comunist era. Mm -hmm. Și era Rududu, nu știu cum și mie mi-au mi dus cineva chiar și o carte de comics de-astea cu ei. În general, sovietică doar ea era în general, comics era interzis. Că era considerat ceva ostil, rău, nu, e prostii ca așa asta. Dușmani Dușman ideologie. Da, 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 da. Nu, nu, era permis. Știi ce comics? Banda de senate, da, 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 banda știu. de senate. Era interzis. Și s-a răzbătut prin interdicția asta de la, tot de la Moscova. Acolo și tot erau oameni normali. Și era unul, cum îl chema, un fel de uțios, uțios, nu știu cum. El a făcut, el a făcut o cărticică care se numea toți Căzal Meau. Nu știu dacă ai auzit, urmă, s-a făcut și film animat și mai departe. Cine a spus Meau. Da, cine a spus Meau. Și el era... Adică el nu a făcut... că Banda de senat avea și stil anumit, dar el a făcut așa stil, parcă mai e poveste. Și a, de, și a, a, a pus acolo și pifle și ien, știi? și nu știu ce. Și, și, asta e prima carte care adică, s-a permis bandă desenată. Și, de fapt, albinuță e principiul de desenate. Benze desenate franțuzăști. Eu, eu, chiar copiam desenele acelea, așa le admiram cum e. Făcut mi, -mi plăcea litera te... U. Era U mult așa și un trenuleț. Da. Și mai erau, eu și acum ați în în clasa întâi, acei doi hulubași, doi porumbei, mm -hmm legați la picioare. Asta nu e albinoz, asta e abecedarul. Abecedarul, da. Din abe da. Eu am învățat din abecedar. Are da, da. Aripile legate. Nu Aripile zboare, legate. Să nu, să nu zboare. Și lacrimi de sânge. Asta e poveste orientală când colo. Știi că ea a și-a făcut cuib într-un coif de, de luptător. El trebuia să ducă la război, dar în coif era cuibul... Unii păsări. Un, nu unii păsări, a unui porumbel alb. Și el ce să fac? Dar mama lui, mama împăratului, zice, lasă-l în pace, pasăre. Și el s-a dus la război fără coif. Și vine celălalt împărat să bat cu el, zice, dar cum așa tu ești fără coif? Deci ia că așa mi s-a întâmplat. mai el zice, el, el nu așa om rău, știi? Adică lui a fost jeli de pasări. Și eu mă bat. Și ei sunt păcat. Și de atunci a fost uh, uh, porumbelul alb, pasărea păcii. Uh, mai întâi, că, că trebuia de răzbătut, de scos câte acela de la Moscova, înțelegeți? Și s-a făcut la început ca un fel de abecedar experimental. Uh, și s-a tipărit în revista Scânteia Leninistă. Scânteia Leninistă. Da, așa era revista pentru tineret. Ca să, apro ca să dea voie să fie alt abecedar. Să nu fie acela de la Moscova, înțelegeți? Și când l-am făcut acela experimental, s-a făcut cărticica, a apărut în 84, L-au trimis la Moscova și la Moscova a venit, adică recenze, că el nu-i bun, desenele nu sunt bune. Și așa, un, un, an întreg, adică eu o cătuiam să văd ce o să fie, cum stăteam cu dicționarul, că limba doar nu, preten, nu, se pretend să știi orice să fie. tu nu poți desena V în toșe? La literă V nu poți. Dar ce, ce poți desena la V? Și Vulpe. Acum, da, vrabi. Dar la, la N, ce poți desena? Și când colo la N, nu sunt cuvinte. Așa mai departe. Și ia ca așa un, un, an am stat cu, cu, cu asta. Tot. și Vieru era tare, el atunci avea umor și nu, nu era așa grav și uh, clasic. El când a început să o facă, lui plăcea Viseolui Cartin, că era revistă de-asta de la Moscova cu benzi desenate și înțelegeam că pot să interzic cartea asta și dacă el l-a bagat pe Lenin la început, că asta era apărare cărții, asta nu era, lui era drag Lenin, știi? Dar în felul ăsta tu adică te de la ăștia care începeau caute nod în papură. Da, da, da. Și mai departe. Și, și când i-a apărut, așa pe neobservat, i-a fost tipărită și gata. După ce vreau să o întârzi, că de era târziu, știi? Da. Și au început tirajuri enorme. În Câte un milion, peste doi ani, iarăși milion, milion. Co Copiii o, o rupeau da. și se făceau alt. Erau colaborare frumoase. Toți, trei tineri, plini de viață, Spiritul Vanghele, Grigori Vieru și dumneavoastră Lica Sănciuc. La un abecedar. Eu pe urmă am colaborat cu foarte mulți scritori și foarte mult. ca cu Dragomir, mai multe cărți am scos. Pe urmă, am făcut cu Vanghele, cu Ciuboțel, dacă știi. Ciuboțel? Da, pe urmă cu Guguță, cărți. Erau... Am, am cunoscut și toți scritori în felul ăsta. Dar era este stăteau un din... în coadă la mine. Că, adică, eu nu, vezi că se facea de, de, multe ori formal, așa. Deci, scrie despre un copilaj, desinezi un copilaj, dar nu, nu e... Vezi că trebuie să intri în... Tu, paralel cu acel autor a textului, tu tot ai narația ta, și mai ales, de ce sunt interesante astea, că e la vârsta aceea când ei încă nu știu să citească. E da. de-a început. Și ei foarte... citesc după poze. Da. După asta Deci Și ori, ei, și ei de, de, descoperă niște lucruri care așa imaturi nici nu le văd. Practic ați contribuit la crearea... Nu, nu nu-i, îmi nu place cum nu. sună. Nu, Dar, nu, asta e, pare că... Asta e motiv de așa, de un fel de autofermare. asta nu e bine cum te autofirmi, imediat distrugi tot. Adică nu vă place să fiți laudat pentru nu creația laudat, dumneavoastră? Nu Asta e treaba și lui care laudă. Dar eu zic că nu trebuie să închipă că tu creiezi. Dar cine? Dumnezeu crează. Prin, prin cel care păi crează? Da, el prin... Noi suntem ca un fel de protuberanți. Soarele cum luminează? Prin raze. Așa Ia că noi suntem raze cum ar fi, eu zic, Dumnezeu ca soarele și oamenii razele. Nu? Uh -huh. și, și de asta ne întoarcem înapoi la soare. nu? Când ne ducem, ne întoarcem înapoi la Dumnezeu. De, Depinde de modelul oamenilor. Asta este doar convenționale. asta nu n avem cum să înțelegem noi. Noi, cu rațiunea lucrurile astea, nu se înțeleg. Ele, în cel mai bun caz, se simt. Cum e dragoste? Și pot, pot să înțelegi? Nu pot să o înțelegi. Tu o simți. Și ți o spune că asta e mulțirea asta. Și... Dar când te ciocnești nu ai altceva, așa Da. Ia că gata. Te opocnești și gata. Viața ce Nu vă că biologie, nu știu și ea, că hop și-o Și noi. Și nici o biologie nu ajută, așa Înțelepciune, ce -i? Acum noi avem informatică, calculator, creierul lucrează exact. Calculator. Ce înseamnă exact asta? Noi am făcut calculatorul exact ca, ca creierul, dar creierul lucrează cu minte, așa -i? Asta Kant, este probabil singur filosof modern european care prezintă interes. Restul e parcă băial de asta în, în occidental. Păi el a, 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 găsit termenul ăsta transcendental, adică ceea ce este dincolo din înțelegerea noastră rațională. Că înainte se credea că e de desubt, știi? Dar Iaca ca Jung, el a spus că spunea subconștiință, așa? Dar el a spus, hai, introducem un termenul un non -conștient. Că noi nu știm subconștiința asta sau peste conștiință. Nu știm ce asta. Noi nu ne-am ciocnit, noi n-am fost acolo, nu ne-am întors. Și când te uiți, adică este degradare spirituală în Occident, în Europa, la noi. Începând de la Antichitate, tot se cobora, cobora. Noi ne-am ne -am dezvoltat tehnologic, ne-am dezvoltat științific, rațional, dar spiritual tot am pierdut și am pierdut. Și abia, în, adică acum, în secolul 20, 21, omul începe să se parcă să, să bășbei că nu, 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 e totul rațional, adică nu poate fi cuprins cu rațiune. Și iarăși apar de astea tot felul de prostii, vrăjători, știi, superstiții, dar asta nu e spiritual, superstiții. Spiritual e ceea ce, adică e deasupra înțelegerii noastre, dar e real. Dacă îți spun dragoste, viață, înțelepciune, ele sunt deasupra noastră. Ele nu sunt creația noastră, când noi vorbeam despre creație. Da, da, da. Dumnezeu lucrează prin oameni, dar e, tot noi da. contribuim. Iată, dumneavoastră ați desenat toate aceste cărți sau ați făcut ilustrații de carte pentru copii care generații întregi s-au format într-un anumit fel, văzând anumite imagini. Eu imagine. sper că nu. Sper că nu s-au format După în albim. anumit fel. Eu sper că, pur și simplu, nu s-au format într-un anumit fel, dar au avut dezvoltare mai liberă și mai largă. Eu vreau să zic că noi contribuim. Ca eu am generazie. spus nu de mult la, și mi-a plăcut, eu singur m-am că am spus că eu ajut la copii să nu crească. Doar se spune că ca să înțelegi spiritualul, faceți-vă ca copii, așa? Da. Păi asta e, că ei doar au mult mai mult ca noi maturi. Păi și păi eu De ce din... murim noi? Că gata, ne pot molim în maturitatea noastră până la, până, la, până la moarte, așa Tot pierdem, pierdem, pierdem și la urmă de ce să faci cu tine? Gata, la gunoi, nu? Deci învățați copii să rămână copii. Nu că eu îi învăț. Nu? Eu ajut, nu pot să înveți. Cum <laughs> pot să învăț? Cam... Orice ce este învățat, imediat este model. Și modelul este rațional. Uite, este... Este un... Așa, un fenomen actual. Trungpa. N-ai auzit de el. No. El e un călugăr din Tibet care a fugit când au invadat chinezii Tibetul, ei s-au retras în Indie, călugări Și el a stat acolo în Indie și a prins limba engleză și pe urmă a plecat în Anglia. Și adică el, el nu mai era călugăr, chiar s-a însurat cu englezoi, că de pe urmă a plecat în, în, Statele Unite. Dar vezi, nevoia asta de spiritualitate l-a făcut ca el să el îl întrebau, ce asta? ce la voi? Noi toți suntem curioși și cu Tibetul ăsta, ce fel de vrăj? Ce cu lau ăsta, ce fel de vrăj? Și se face la, la, noi, la biserică, clar, că popi și, și, scot banii de oameni de acolo, parcă altceva, știi? Ce cu Dalai Lama? Acela? Cum îl alegi? Ei doar când mare unul, ei aleg un, un băiețel care e mai spiritual, mai, și, și îl educă el să nu dezvețe, să nu dezvețe copilărie, ceea ce spun eu, înțeleg. Da. Și ea ca uh, trompa este ajung în, ajuns în America și necesitatea asta americanilor de, a, de a căuta spiritualitate a făcut ca el să dea curs de lecții de, despre budism, budismul tibetan. Mm -hmm. Și a fost în, înregistrat la magnetofon lecțiile astea și pe urmă publicate. Și în felul ăsta el s-a făcut cunoscut în toată lumea. Și asta prima dată când am dat din, niște texte care nu, nu, te, nu spun să fă asta, fă asta, fii cu minte, fii bun. Deci, și imediat reacția omului, dar și ce nu ești bun tu, știi? De tu, tu, nu ești cu minte? Tu mie îmi spui. Dar el arată sistemul, ce e asta. Și acolo sunt toate religiile, de fapt este una singură religie, sunt modele de aplicare a religiei. Aici noi avem sistemul ăsta cu Dumnezeu. El zice, la voi e sistemul teist, la budismul nu este teist, n au Dumnezeu. Dar ele amândouă spirituale, ele nu sunt ateiste, ele sunt non-teist, dar nu ateist. Uh -huh. At este contra lui Dumnezeu. Dar non este, pur și simplu nu figurează acest, acest principiu. Este povestea asta, dacă știi, cu filinar, Cu unul șede sub felinar și caută cu pierdut ceva. Și altul vine am pierdut, ce ai pierdut? Cheile. E, hai să te ajut. Și caută, caută, nu găsesc. Dar zice, dar unde le-ai pierdut? Apoi acolo, în umbră. Dar păi, de ce cauți aici? De pe acolo întuneric. Și îl caut aici. Așa că și noi facem. Noi avem <laughs> rațiune care ne luminează și noi căut, vrem să găsim unde e rațional. Dar dacă asta nu e chestie rațională, prin default, implicit, nu? Partener general OTP Bank noi am făcut o pauză și am revenit, mi-am da, da, da. mai îmbrăcat să. să a, cât mai comod A continuat să filmezi? Până... Continua să filmeze, da. La aici. un moment dat, stai, Aha. tot și noi da, afară, să ce Noi am stia afară, asta Interesant. <laughs> da, da, da eram afară. aici, nu? <laughs> nu? Să zici Folk că tine, sunt. Da, 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 Să zici că sunt spirit fantomul, da. Dar noi noaptea nu filmăm Aici tine. era e, hotelul ecran undeva. Era hotelul la Moldovii Film, unde stăteau ca un fel de cămin, era, mult, multe lume stătea. Oamenii din... Nu, tot... ca eu unde stau mai mult. <laughs> Noi am vorbit de... afară despre faptul că... Bine, asta am citit și în interviurile anterioare. Ați învățat engleza singur, de la un post de radio. Aici inter... principalul dorință de a te informa. A... Oamenii au diferite, știi, to toate astea sunt apucări. Noi vrem să, să apucăm. Da. Să luăm. Apucători, noi oameni. Da, Apăcători. Da, Agățători și apucători. Și, și dragoste, tot la noi se face și în violență, se preface, dominații, a, dominații, și. Dominații. Dominații, da, fiul meu. Și. Dar el, dacă e transcendental, asta e pur și simplu dorință de a te întoarce. De a te întoarce, iaca, ca, cei de, cunoaște? De a te întoarce la spațiul ăsta e, intelectual, nu știu cum se pun, să spun, în, inteligent, înțelepciune. Cel mai interesant, că noi avem tare multe cuvinte, nu știu de ce, ia ca nume limba noastră s-au păstrat ele. Nu, ia ca înțelepciune, deșteptăciune. Intelectualitate. Nu, astea sunt cuvinte da. noi. Dar ce cele sunt da. vechi. Deșteptăciune e foarte vechi. șertăciune e foarte vechi cuvântul. De ce mi-a fost ușor să, să scriu cartea asta? Eu m-am străduit să nu pun niciun cuvânt modern de astea. Să le las cuvinte vechi, termeni lumea, lumea când am la început, eu chiar mă mirat, zic, și spus că e carte de poezie. Zic, că nu e poezie, asta sunt rugăciuni mai degrabă decât poezie. cuvintele astea noi parcă ne ascundem, știi? Am spus efervescență și parcă ceva ar însemna, știi? De suetudine. Tu spune simplu. Efervescântă de tot, tot acela, acela care poate explica și la un copil Asta trebuie să fie Așa mi-a mers mie Adică că eu și în budism asta se spune spune mulțumesc că tu te-ai născut în epoca Când se vorbește despre învățtură Puteți să te naști cu o mii de ani mai înainte Sau cu o mii de ani mai târziu Când nu se vorbește despre învățtură și aici tot așa, eu m-am născut exact în momentul când era, totul era absolut în prăpastie, la pământ, știi? Nu mai s-a terminat războiul, mama era gravidă cu mine și erau cartele alimentare. Și ea așa spunea că când mai ducea în oraș, cartele erau, dar nu se dădea ceva, pâine se dădea, dar, de exemplu, era smântână, dar nu ți dădea, că nu era. Și deodată ea vede că ea că este smântână. Și nu știu cum o luat ea smântână și în nu știu unde o luat. Și mergea și, și unul i-a dat cu cotul și a căzut jos, s-a spart el s-a pus pe pământ și a început să Asta era, asta era înainte de a mânaști. Și cum am născut, au fost anulate cartele. Adică s-a făcut mai puțin foame. Și ea ca tată povestea zici, tu ai văzut deportările. Era prea mic, cred. Păi prea mic, nu, dar el îmi povestește. i aveam doi ani, în 49, ei s-au dus la alt ferm, pictau pe ceva colhoznici de portrete, și se întorceau dimineața. Au stat în altă parte, la fermă, au dormit cu mine. Și aud că ca dolna, în dolnă se întorceau și erau pe deal. Și aud acolo ceva, fel de larmă așa, na, 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 și ei că au nunt. de asta erau, știi, și camioane, erau ceva, și până când au coborât, asta îi deportau pe oameni. Și zici, și tu ai văzut. Iar că cu asta s-a început. Și era totul la pământ, și tehnologic. Și pe urmă, iar a început dezvoltarea, s-a restabilit electrică, eu aveam, aveam de care cărți înainte de Revoluție, românește, adică erau interzise, desigur sigur că asta. De Dușmănoase, sovietice, nu erau, dar erau acele de până la Revoluție. Aveam o revistă de asta, pentru copii, de exemplu. Avea, erau enciclopedii, Tare îmi plăceau. Deci, viața dumneavoastră, practic, coincide cu evoluții. Da, da, da. evoluții. Da, evoluție. Iată, după război... A apărut telefon, a apărut magnetofonul, radio... Computer. Computer, mult mai mult târziu. Mult mai târziu, dar mult, a, de astfel, ați la pres atâta. E ca da, așa un de... Eu țin minte cu radio, cum tata ședea și asculta la unde scurte, tocmai era cu Ungaria. Știi că rușii atunci nu în Ucraina au intrat, dar în Ungaria. Și au făcut mare război acolo. Cu tancuri, cu tot. Și ați învățat engleză. Și tata, radio? tata asculta radio. Radio. Să audă ce se întâmplă acolo. Dar era broiat totul. Doar nu, nu, nu permiteau. Și eu să minte cum el așa. Vă, asculta acolo. Ce se întâmplă, ce se întâmplă. Dar cu a început dezghețul hrușovist. Când a venit Hrușov, știi? Da. Și el tare a stricat mult lume. Că eu ți mint eu m-am abonat la tot felul de reviste de artă. Nu, nu era vorbă de politică, ăștia ruși făceau politică. Până mufa. Mă interesa arta poloneză, la ei era foarte înaintat. Primeam și ge din Germania noi verbum despre afișe, aveau specializate. Din România erau interesante de arhitectură revistele. Din Ungaria era... Nu înțelegeai, dar acolo pozite, uita, știi? La, se pare era și dublat în scripții englezești. Și la un moment dat au început strângă șuruburile. M-am dus eu după școală, m-am am, eu am terminat arhitectura și am văzut, la arhitectură, acolo sunt științe de astea precise. Și zice? zicea, ce mă uvați româncă knic? Ili vă hătiți să scăi și o tot de Și am spus, Adică, e intenționat, introduceau de asta, debilizare. Asta e interesant, că pentru ei bine că omul să știe fizică și matematică, nu? face rachete, nu știu și, Nu, ei se interzic. De asta s-a dărămat lumea Sovietică. Nu a dărămat-o nimeni din, din afară. Ei dinăuntru au dărămat ei, ei nu puteau să conducă dacă nu erau oamenii primitivi în jurul lor. Și ei primitivizau, îi debilizau. Dar moldovenii nu sunt așa, ei se prefac debil, dar nu <laughs> Înțelegi? Eu când spun acum că primul calculator care eu l-am avut era făcut la Chișinău, ăștia de România, turbă. Cum poate fi, domnule? Cum? La Chișinău era făcut. un ce la Pribor. Prin 87, nu știu. Deci când m-am născut eu, Chișinău făcea computer. Da, da. Vector. Eu l-am. El poate nu mai funcționează, el era, dar era absolut, adică în primul rând, Uniunea Sovietică avea stilul ăsta sfuri, știi tot. Deci, chipul era, construcția lui era furată după după IBM. Chipul. Okay. Mm -hmm. ah. El avea, îl, îl, îl am, am, anexai la, la televizor în loc de display, da? Și purtătorul de informație era pe casetofon. Și el avea așa, o, numai tastatură și și lucra. El era absolut PC, cu nimic nu se deosebea. N-avea hard disk. El avea, venea un basic și assembler. va jocuri și eu, nu, atunci cu basic -ul. Dar și clasă erați când ați învățat engleză la radio? Aha, și spuneam că ea că eu primeam reviste de tot felul, din Polonia, din... Din, din, din e, Rădăge, din Ungaria, din România. Și a început să închis, să închidă câteolea, că închis din România. Oamenii noștri s hâtric, s au închis numai în Republica Moldova, regim special. Restul Uniunii sovietici nu era, cum adică, țară prietenă, România, și-a și mai devotată. România ne zagra... Uh, România ne Așa spune. <laughs> Și... Pe urmă început să închidă alte reviste. În Polonia, în Cehoslovacia era... Era primăvara așa de la Praga și clar gata nu mai veneau reviste. În Polonia au venit Lech Valenza. Dar eu primeam pe lângă pe lângă reviste de, de artă și Șpilche. Șpilche e revistă de umoristic, dar era tare bună. La o dată, de, de an, să mai vin. Uh -huh. Că au venit așa la la putere. O strâns da. da. Dar eu am început să învăț poloneză atunci. Că era tare interesant. Era cu ajutorul bun. acelor reviste. Da, da. Dar e, cu ocupația asta, cu, cu radio, nu știu cum, noi ascultam la unde scurte, știi? Dar e, iarăși era sistemul ăsta sovietic, nu erau toate undele scurte, până la 25 de metri. Mai scurte din nou, 25, nu exista radiouri, Exista numai la export, acolo. Dacă îi exportau, erau. Așa că noi am ceva am descoperit. Cum? Și, -și am început să, să, să schimbăm de apazonul de unde. Așa că le-am prefăcut noi radiourile astea și am început să ascultăm. Dar, tot, mă rog, nu prea era informații. Dar am am dat de BBC World Service. Și acolo avea foarte multe emisiuni culturale. De atunci am început să-mi placă, de exemplu, muzica sinfonică. Eu nu puteam să o sufăr. Știi ce, asta, că nu știi? Radioul de asta. radio tocică da? Era. Prin, prin cablu. Da, și da, da, și noi am, prin, am ai văzut ai prin, așa ceva, la bunei mei aveau da, și ceva. Păi da, toți aveau. Da, toți aveau. Te trezeau de dimineață cu imnul sovietic și, și cu imnul da, așa mai departe. Și că acolo dădeau de muzică simfonică, dar era așa de, nu știu, pe mine, a nervat tare, strașnă. Că nu vă plăcea? Nu mă plăcea. <coughs> și când cu BBC-ul ăsta, la început nici nu are, dar pe urmă ei ceva dau, explic, nu știu cum și am văzut că ea nu era am mai fost un moment, dar asta era mult mai târziu. În 75 s-a născut prima fiică. Dar pe atunci era așa regim de asta totalitar. Așa era de... Tot era împregnat cu, cu timp Și spuneau că, că, mă rog, să vorbească și românești, și rusești, cu chiul.

eu zic, da, ce asta? Hai să, să, învăț, să învăț eu. Ingeză. Adică, adică mama sunt mama ei sunt învețe românește, bunica era ruscă să învețe rusește, dar eu englezește. Am să învăț. Asta sunt intenții, știi? ce ați reușit. Da, Vorbeați da, cu copilul dar, doar în engleză. Da. Și pe a venit momentul să ia copilul, știi, să fac cunoștință cu cărți, dar nu era. Și am început să-i fac eu cărți. Și am, făcut, am, găsit de undeva niște texte, tot nu erau accesibile. Și am început eu, ia, că am făcut atunci scufița roșie, am făcut motanul încălțat, niște de astea, ca, ca, să aibă copilul cărțului. În engleză? Da. Și da, din trebuși, mână. de Păi dar cum să fac? Într-un singur exemplar. Ce norocoasă ca Ileana. Dar eu am învățat, știi, eu mi-am dat seama și de dieta asta sovietică, pe noi ne izolau de literatura asta pentru copii. Dați-l mai aproape. Uh, iată așa, minunat Pentru literatura, pentru copii englezesc. La ei erau încercări de asta. Ei au mare scritor rus, Cornei Cicovski. El, după Revoluție, nu știu, a plecat la Londra și a stat acolo vreo 10 ani, nu se aude, dar ce spun eu? și a fost impresionat de, de, de grija asta față de copii, de literatură asta pentru copii și el s-a întors. El era din Ades, singur. Pirmă el la Moscova s-a întors. Firma a făcut literatură paralelă, ca ai bălită asta e doar englezesc, știi? Ai bălit, e doctor Dolittle. Dolittle. dar el a făcut rusești. Uh, Marșac o, o tradus din englezești, anglischi, piesenchi. A făcut Volkov, este magicianul din Oz, de el, balșebnic, izumrut, nevă gorda, și parca lui carte, știi? Era fenomenul ăsta de, de pătrundere. Și eu am început să o descoper că câteva se știau, știi? Uine de pus se știau.

Pușchin are scas căzălătoi râpte. Asta e frații Grimc încolo. Știi, a, asta le descoperea. Eu pe un cam când da, Pușchin a făcut atmosferă. Nu, este la Grim și atmosfera asta, că de fiecare dată mare e mai supărată, știi? Da, da. Interesant. Și ei o faceau prin intenții bune. Pușchin vroia să dea la, la popor niște de astea povești occidentale și barba albastră și toate astea, Ruslanul Milă, știi, și nu știu cum. Și alba ca și șapte pitici, el are cernămor și cu nu știu cum vă din apă, nu știu cum. Adică el le prelucra și făcea. Dar ele nu se, nu se iau din, știe, din, din nimic. Ele au bază asta. Și atunci eu am început să le descopere. Sute de, de scritori și fiecare scritor avea limbajul lui. Nu nu știi, nu era standard ca la noi, știi? La noi e standard. Așa e pentru copilaș și gata. <gână> copilaș, da. Deci da. Da. proști pot să crească da. și urmă. Și noi știm că nu e adevărat. <gână> am vrut să vă întreb, ce-ar fi fost oare, cum s-ar fi întâmplat viața dumneavoastră dacă nu erau atât de multe restricții în această perioadă în care ați creat. Păi, da, nu știu. Da, era eu cred că foarte mulți oameni au avut de pierdut în sensul ăsta. Foarte păi mulți oameni au trebuit să. Știu. Eu cred că există ori unde posibilitate. Nu trebuie să dai motive pe restricții. Nu. Pe mine tare m-a impresionat, ia ca așa, sistemele astea. Când am, eram la institut, ne au trimis în Siberia, știi? studenții trimiteau la vara la ceva la, la, la lucru, în fel de. Și a am ajuns pe lacul Baikal. Și am stat acolo aproape două luni și am făcut cunoștință eu, cu, cu, lumea de acolo. Foarte interesant, foarte multă învățătură am tras. Aici era viața încă bunișoară. Dar acolo de cu eu i-a atins criza, știi? Nu era nimic, dacă că am fost la Irkutsk, Magazinele acelea goale, goale, cum era la noi la sfârșitul pe Destruici. Da. Dar acolo atunci, în, în, 69 asta era. Nimic. Și toată lumea de acolo visa să fugă de acolo. Ea, ea numea pe noi Europa. Ea nu știa și Moldova, Ucraina, nu știu ce, dar spunea că în Europa. Și singurul modalitatea lor de a fugi de acolo era să te iei Dacă te armat, pe urmă rămâi. Da, dar pentru băieți, fetele, săracele. Eu știu cum, într-adevăr, se făceau fetele. Poate. Fă Că ei veneau și lor le era tare bine. Și m-am dus, eu, adică asta în 69, 79 m-am dus în Anglia, adică am văzut Anglia. Și am văzut așa care e acasă cum veneau la noi din, din, din Iercuțc, acolo tot veneau din Ircuțcurile lor. Și, L -l -l și dor, mai dormeau bună. în sac de dormit sub pod și mi mi explicau, păi, lui e mult mai bine aici să dormi decât în țara lui, acolo el nu are unde dormi și cum. Dar aici el doarme, pe urmă, se dau de mâncare și așa mai departe. Și ea, când întrebai pe cei din Irkutsk da, cum, cum trăiți voi, aici? e nișor așa, știi? Și întrebai în, în, Londra, dar cum trăiți? Dar de acolo era așa viață, știi, tot era curățăl, tot poate n-aveau magazinele cumpărători, că era criză. Dar totul era, știi? Dar cum voi trăiți? Și îi spune, imposibil de trăit așa. Nu putem așa, așa mizerie. Uite, asta era, adică atitudinea ta, ce vrei tu, Sofie. Partener general OTP Bank. Despre casa dumneavoastră. Vreau să vorbesc un pic. Sunteți fiul, fiu de artiști. Uh, putem spune că orașan din talpă, pentru că da. mama da. era da. s să născut în oraș, adică sunt foarte născut puțin. Da, deci foarte puțin uh, din oamenii care sunt din Chișinău, sunt cu adevărat orășeni trăiți în centrul Chișinăului, v-ați născut într-o familie de artiști, da, Valentina dar, Rusu Ciobanu. că în aceeași casă. Că nu știi că unii s-au născut la Rășcan, dar pe s-au mutat la Botanică, ori la Poștă Era, veche. Deci casa în care stați este e casa... E făcută de bunici. De bunici din partea tatălui. tatălui. Da. Ei au venit, bunicii din partea tatălui au venit amândoi din, de la țară. Bunicul era din țărani, el era țaran. Dar era să vede că plăcea lui să înveți. Că el când era mic, era în școală de asta, timpul țărist, era în școală primară, nu știu, de două clase cumva. Și învățătorul l-a văzut cât e de capabil și l-a dus la hotin să învețe mai departe. Și nu l-a primit că e din țară, dacă ar fi din pop, atunci l-ar primi. Și el de atunci avea ciudă pe situația asta și vreau să fac Nu știu, nu, el, adică bunica, bunica care din Ula era feică de deacu, uh -huh. deci era din popi. Dar nu știu ce, nu se mărită ea. Ei aveau familie mare, rozești, cred că frații erau. Și surorile, surorile ei, dacă l-au găsit pe Vasile asta Săinciuc, că el s-a dus la armată și nu s-a mai întors înapoi la țară. El acolo era pisar, știi ce pisar, nu? Care scrib. Scrie. Atunci nu existau mașini de bătut și nu știu cum. Scria scrie ce este se dicta. Da. da, se dicta și pe urmă, adică el era om, cunoștea carte și pe urmă a rămas nu s-a întors la țară, s-a dus la Chișinău, ceva, a terminat niște cursuri, s-a făcut funcționar. Și o -a că a lucrat funcționar și, pur s-a dus înapoi în armat. Și lucra funcționar în armat. Și ea că... i găsit lui Mireasa asta, că ea era de cu... Târzii, 20 de ani avea. De... Știi? Atunci, de vreme. Nu știu, da, nici da, nu, da. nu era măritate. Ei, ei, adică, sau au avut nuntă și i s-a dat uh, dota asta, mare, zăstre. Că ei au cumpărat teren în Chișinău și au făcut casă casă, care e făcută de asta, de arhitect, proiectat. Dacă când ai să vii și ai să vezi. Da. Și de atunci, adică ei stau acolo, că nu au plecat. Noi, adică, din în, în 1913 s-a făcut casă. Leagă dacă s-au pus un lucru, mult pod, ani. Păi da, el stă acolo. Cum am găsit niște tablouri, niște cărți. De ce aveți o casă? Locuiți, ați copilărit și locuiți în da? continuare? în Da, dar nu numai muzele. și tata s-a născut acolo. Și avem alături biserica, Sânta Vineri, unde am fost botizați și eu și tata. Ați copilărit înconjurat uh, de artiști, mama și tata artiști da. uh, plastici, care da. vă permis <laughs> răspuns să iei... Cu uh, artiști și ăștia. Când eu am terminat arhitectura, bunicii, cineva i-a spus de vecinii, e slabă, domnule, cineva o să lucreze de la voi. <laughs> Pentru care are studii în arhitectură. Că nu, Până că acum că toți nu, erau freelanceri. Nu lucrau, nu lucrau. <laughs> da, freelanceri. Dar eu tot am lucrat la... Eu trebuie să lucrez trei ani, dar am găsit adeverință de la doctor și am lucrat nu știu, vreo mai puțin de un an. Ați lucrat arhitectură? Da, arhitect după asta v-ați apucat de desen? M-am făcut freelancer. <laughs> ca mama și dar data. pentru asta trebuia să... Doar în sovietic nu avea voie așa, să nu lucrezi. Că erai da. Te întreba în pe drum sugeri. și cauți pe drum. Păi, păi bă, Brodsky, <laughs> pentru ce a fost el deportat? Că el nu lucra nicăieri. Și, așa, și pentru asta e că trebuia să, să intru în arteștilor artiștiul plastic. Și atunci tu erai freelancer oficial, oficial. liber. Așa nu, nu avea voie când am intrat la Uniune, trebuiam să am undeva spravcă de la lucru, știi, de M-am dus și v-am predat la niște cursuri de, de artă plastic, Nu știu, mi-am găsit băieți. Eu cred că sunteți un hedonist. Eu nu sunt, doamne ferește, eu sunt contrahedonist. De ce? Ați făcut toată viața și ați vrut. Dar... Păi de asta, hedonismul, el caută plăcere. Eu nu căutam plăceri. Găsit. Ce, dar și mama mea fă, tot face făcea ce a vrut și tatăl făcea ce -a în, vrut. în sensul ăsta, nu? În De sensul negativ. Hidonis, nu. Hidonis înseamnă care caută plăceri. De da. unde da, da, în, da, nu, Dar nu în, în sensul ăsta în care nu ați făcut niciodată lucruri care nu vă plac. Întotdeauna, da, toată viața, da. ați, fă, da, viața da. ați făcut lucruri... Da. Asta am vrut să subliniez da. cumva. Eu tot mă explicam la unul că zic așa e chinul. Zic nu trebuie să te chinui, trebuie să ai plăcere. Deci toată viața ați făcut lucru? care vă place. Nu ați făcut niciodată lucruri care vă întunică, care vă... Dar dacă eu atunci mi-am dat seama, asta mă întunică și nu trebuie să mă ocup cu el. Mama așa, la mama a fost descoperirea asta, că ea la început a încercat să o să facă din ea ceva, știi, că, că ea a fost chiar deputată un pic, așa, la ceva local, da? Da, da. Pentru păi a asta un curcă la lucru. La creație. Da, da, și eu. Și la mama dumneavoastră ați observat nu, a, că acesta... ea spunea că ea de asta, ea adică a conștientizat. Eu de cu... nu avem probleme de asta. e să păi o mamă care spunea... face doar ce-i place, înseamnă că, ca fiu, tot asta faci în viață. Dar asta nu că place, dacă asta chiar trebuie asta, nu că place. Mama dumneavoastră a trăit 101 ani. Uh -huh veneau reporteri sau avea întrebări de genul care este rețeta longevității? Și mâncați, doamnă, Valentina. Nu, asta nu reporter, asta ești cunoscuți. Trebuie, poate am să le spun secretul. Dumneavoastră aveți acum 75 de ani. Da. Cred că știți vreun secret de arătat așa de bine. Nu știu dacă eu arăt bine. Asta e... e, e vrăjită, pur și simplu. Vedeți? Dar asta nu înseamnă. E posibil ca un om pasionat, care iubește ce și face, a, să aibă o calitate a vieții mai mare și respectiv dacă, asta să fie secretul Dacă cartea asta, eu să vezi să că e altceva. Că făcutul e nociv. Trebuie să înveți să nu faci. Vezi că tu crezi că îi constă secretul în ceea ce faci. Dar secretul constă între ceea ce nu faci. Haideți să, că să dacă așa. nu, nu faci, atunci nu trebuie să desfaci. Vezi că noi facem, pe urmă desfacem. Ah, ce prost eram că am făcut aceea, că dacă nu făceam era eu, e altfel, așa -i? Da, am înțeles ideea. Da, acolo e ideea asta. Eu am mai auzit una din idei la interviurile anterioare în care ați spus că trebuie să învățăm, să uităm. Mm -hmm. A... mm -hmm. Da, da, Cumva asta, asta ați, era, ați exprimat așa înainte că... de, de toată învățătura.

dădeam pe trei și până muță în minte. Fetele, ele repede, în, cu o săptămână înainte de examen, ceva învățau, dădeau pe cinci, atunci erau să bal, cinci da, da, da bal, și, și a doua zi uitau. Și zic, bine, eu nu fac ce, ce, trebuie. Asta e mult mai greu să înveți să uiți, dar nu, nu să i minte. Să ții minte și așa să de minte. Dacă să uiți, și pentru mine, și acum eu, dacă am avut, nu știu, vreau, vreo câțiva ani în urmă, întâlnire cu absolvenții de școală, e ei, ei, parcă, nu mai și-au ieșit din școală, ei țin minte cum, care pe banc și ce a spus Ivan Nechefără, Maria Simionovna, nu știu. <laughs> Maria Simionovna. <laughs> Măi, deci e mai, e mai greu să uiți decât să minte. Că de ținut minte, țin minte Da Dar eu o duc în spiritualitate. În mm -hmm. sensul în care mm -hmm. e greu să uiți anumite aspecte. Noi greu iertăm anumite chestii mm -hmm. și atunci noi ținem minte și e greu să le uiți. Expresia asta am spatele, dus un, da. Patimile. că nu Noi avem un soi de zona creierului care știe mm. să gândească numai negativ. Știe să țină minte rău. Eu cred că noi fiecare natural avem chestia asta. Sigur. Din evoluție, ca să ne și rămânem în viață, probabil, sau ne face doar rău. Nu știu, motivațiile astea sunt iarăși sunt raționale. Eu îți spun alt răspuns. Haideți. Eu îți răspunsul tibetan. Care? -i? Păi ia ca, cum e, care e, ce înseamnă universul nostru? Ce înseamnă realitate? Noi vorbim de realitatea fictivă inventate de noi. Realitatea obiectivă. Că există realitatea obiectivă și noi, prin simțul nostru, o recepționăm și o prelucrăm și evoluăm. Dar asta e, adică, conform adică, învățăturii budiste, asta e ficțiune. Asta e simplificarea realității absolute. Despre realitatea obiectivă, asta am înțeles care e. Așa e în care lumina hmm. pătrunde la în părete, după asta la mine și da, eu și, percep lucrurile și așa. obiectele sunt prea și ele se organizează și se complic, se complic l la început sunt niște particule mici și pe se adună în electroni, în, în atomi și așa mai departe. Și asta e imaginea lumii. Văzută da. de noi. Păi nu de noi, de rațiune. De rațiunea noastră, da. Rațiunea rățiune. este o dar ea, conform, adică, de exemplu, budismului, este o, o relative, o, ceva relativ, o proiecție. În, îți spun, diferit, sunt diferite învățături, eu nu sunt de una. Pur și simplu, ai auzit cuvântul budism și ai budism. Este creștinismul, tot el dă anumit, dar el, adică ele permit existența ceva deasupra noastră. Dar realitatea ah, absolută? Absolută, realitatea absolută este legătura a toate celuia, este o, o integritate tot împreună, fără a fi dispărțit, fără a fi proiectat. Budismul, de exemplu, cum spune, că noi, nu simțurile astea noastre nu pot, știi, cuprinde realitate absolută, că e complicată și el atunci o înțepinește. Și atunci noi putem pe rând să vedem. Uite, asta e eu, asta e microfonul, asta e ceașcă. Dar dacă noi spargem ceașcă, o să fie două și o două cioburi, nu? Da. Dar iarăși, două obiecte. Noi facem totul obiecte, obiecte, obiecte. Dar, dar asta e tot împreună. Nu există o graniță exactă între ceașcă și și mâna mea. Ea trece mâna mea în ceașcă, asta nu știu cum să spun. Asta da, poți înțelege numai artistic. Dar realitatea absolută anulează știința? Știința este rațională, nu anulează. Da, ea, este, este, ele, da, ele ea este... El lucrează cu obiecte. Dar obiectele sunt construcții minții, Simplificări minții. Dacă, dacă încerci să scapi să scap de obiecte și atunci dar ca să poți scăpa de obiecte, asta trebuie ca să iei jugul ăsta. De a scăpa. Caracteristica a, a, realității obiective este linearitate. Adică mișcarea în timp linear, trecut, viitor. Și logică lineară, adică terțium non datur, da? Vorbeam despre deșertăciune mai devreme. Are sens legătura? Da. Fiindcă dișertăciunea e lipsă de obiecte. Ea nu, nu, nu există obiecte. Și aia, orientalii o simțeau ce înseamnă ea. De ce ei au putut născuci zero? Indienii au născuci zero. Aici n-au putut să o facă. Arabii au împrumutat de la indieni și noi de la arabi. Și ăsta blagă spus că asta e alt fel de, de mentalitate. Că tu, că tu simți ce e asta deșertăciunic, ce și asta vidu. Că la noi, cum, cum adică să notezi nic? Cum fost să nota nic zero ăsta? De notezi nimic, așa Da. Dar ce e un notat? Noi, noi suntem practici și am văzut că e mai comod cu notarea asta zero. Dar zero la noi tot e ceva. Dar zero e nimic ca și Dumnezeu, e nimic, Dumnezeu nu este. El nu e obiect în sens, că nu e obiect. Și dacă spui El, dacă spui Dumnealui, dacă îi dai titluri, asta nu. Asta nu e Dumnezeu. Dumnezeu nu e. Acum există la ăștia, la Sufie. Ai auzit de Sufie? Sunt sufie. mișcare monastică. Acum ea e islamică, dar ei, trumpa, zice că era înainte de islam. Și ei au, ca și noi, rugăciuni de -astea. Și exerciții. Jugul, că acum se numește yoga și e făcut gimnastică. Asta nu asta, e, asta îți iei povară. Și în Evanghelie scrie, luați în povară mea asupra voastră și e că e ușoară. Și ia ca ei fac exerciții de-astea. Ca la călugării ortodoxi, știi, aveau rugăciune ciclic. Da ca, să, nu, ca să, nu, să nu obiectivizezi. Pentru asta se face rugăciunea asta ciclic. Și cele mm, beluțele, cele ei, beluțele. asta poate te ajută, da nu știu. Iarăși tu vrei ceva să fii. Fără, da, ceva, eu, fără Realitatea fără ceva. obiectivă eu Apoi Ca iaca, la, cum să am uitat, este un termen de arab, dihr, mi se pare dihr, cumva. Adică ei stau călugurul ăsta islamic, musulman, da? Da. Și el zice, așa, zice, Dum, e, Allah nu -i. Da, trebuie să crezi, că adică el nu e, îți închipui. Și îți închipui frica ta în care se spaim asta, care tine, e, islamic, tot, că Allah nu -i. Și pe zice, Allah este. Și, simți? Da, da. Astea sunt mișcările. Mișcările neobiective tu cuprinzi tot, tot universul. Uite, plou, El nu, e, încă nu e obiectiv. Adică, tu poți să tu îl faci obiectiv. Picăturile cad din cer, nu știu, dar pur și simplu plouă. Hai că aici picăturile, tot, tot. dar înserează cum vine. Englezește nu mai poți face chestia asta. Acolo nu mai decât trebuie subiect, obiect, e, da, predicat. Da, da și în tot. Il, nu, on, da, il, on. vezi, il trebuie il să fie. da, da la noi încă se mai poate. Ninja. Așa și Dumnezeu. Eu v-am întrebat mai devreme care a fost cea mai grea perioadă din viața dumneavoastră și ați spus că nu degeaba ați învățat să învățați, uitați. Da. Acum vă întreb, care a fost cea mai frumoasă perioadă din viața dumneavoastră? Opa, astăzi ele vin pereche. Frumos, bine și rău, așa? Pentru da. ce au fost oameni alungați din rai? Iaca, tema voastră, absolut creștină, tot. Pentru ce au fost? că au căutat binele și răul, au obiectivizat Universul. El nu este obiectiv, nu este bine și rău, nu există. El există când e plioștit, când e pus pe linia asta, Dacă pe aici. Te duci și ce aici ceva te încurcă. Dacă tu mergi prejur, nu te încurcă nimic, așa e? Da, am Așa înțeles. e terțul noi, non-dator. În realitatea aceea care e multidimensională, ea, ea, nu, ea, e foarte precis. Iar aici e unidimensional, înainte și înapoi, dar acolo cinci dimensional. Și schema ei se numește în, Orient mandala, dacă știi. auzit de mandala? doar am auzit. Da. Asta e schema Universului Absolut. Noi o, o vedem în noi. O simțim în noi dimensiunile. Asta cum ar fi? Eu le numesc pentru mine dimensiuni. Ele sunt, adică se manifeste cum? Dacă asta e de cum învățătură de asta, oriental. Ele se manifestă prin simțuri, de exemplu. Pipăit, gust miros, auz, văz și înțeles. Mm -hmm. Vezi cinci. Și ele Tu simți că ele nu, nu, nu trec una în alta, ele au precise pipăitul corespunde cu solidul, starea solidă a lucrurilor. Gust miros corespunde cu starea lichidă. Auzul corespunde cu starea gazoasă. Văzul corespunde cu plasmă și înțelesul corespunde cu iterul, care nu există rațional. Vezi? Ca și Dumnezeu, nu -i. Și înțelesul, nu -i. Iaca, acum, noi mereu, ele au fiecare patim Aceasta e, asta e ca un fel de întorsătura noastră în spațiu. Nu pe linie, dar în spațiu. Și Iaca, iaca solidul e, corespunde cu mândria. Lichidul corespunde cu furia. E, gazosul corespunde cu bănuială, cu... Îndoială. Cu cu îndoială, da, cu invidie, cu pismă, cu, cu, astea. Acela care cu văzul, lumina, corespunde cu împătimire, nu te poți opri. Dacă, cum e dragoste, încă, încă, încă și încă. Și ultima cincea e corespunde cu, cu realizarea. Nu știu cum să... Și uite, eu am făcut pe Harapalp și acolo Iacă ca cinci tipe și știi, el îi întâlnește pe flămânzilă, sătilă, păsărilă da, pe urmă ochilă și la urmă păsărilă țelungilă. Ia același lucru. La Boscu. El Boscu, eu zic, Boscu, ei spun, Bosch, cum, el are tripticul acela unde sunt tot zugravite, aceia, asta sunt adică dimensiunile. Adică astăzi sunt dimensiunile, cauzale. Ele nu sunt dimensiuni metrice, dar cauzale. Adică lărgesc spațiul ăsta, înțelegerii, nu știu cum. Și ele peste tot, dar la, la, noi le-am uitat de tot. Cu, cu timpul ia ca renașterii s-au uitat. Reîncarnare. Era și la noi, tu știi? Ea ca platul descrie reîncarnarea. Cum explică el reîncarnarea? El nu, el descrie legenda urului. Mi se pare prin internet și se vezi. Că, cine, că este așa o legendă că un om, adică el a murit și pe a înviat la viață, dar lui, el nu a uitat ce a fost acolo. Și el, adică, descrie că oamenii fac asta, mutarea asta, de la un suflet la altul. Deci a existat și în, în, asta, în Europa, dar pe urmă s-a pierdut. Dar dumneavoastră credeți în reîncarnare? Eu nu știu ce. Eu, dacă ce înseamnă? Eu cred că asta este pur și simplu manifestarea, proiectarea acestor dimensiuni. Dacă totul e una. Păi cum se manifestă? E așa, 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 așa. Atunci tu ai diferite vieți, cum ar fi. La noi sistemul metric are trei dimensiuni, așa? 3D. 3D, da. 3D. Da, acela cinci dimensiuni. Și, 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 cum poți să închipă așa? Și, acum, adică tu ești totdeauna, cu, ăștia tibetani zic, tu totdeauna te afli în careva poziție în astea, că când la tine e furie, când la tine e mândrie, când la tine e ciudă. Vezi? Și tu te uiți care la tine predomină care patimă e predominantă și tu înțelegi că tu intrând în patima asta, ai și ieșire. Iaca asta furie, ea are precizie. Mândrie are a tot cuprindere. E, e, gelozie, ceea care e pismă, ea are multe realizare. Nu știu Dacă fiecare are da, da. partea ei. La Dante, e, cum vine iadul la Dante? La Dante Acolo, doar asta la noi, știi, s-au făcut imaginea asta, că arde focul și nu știu ce, dragi. La el tot un gheață. Se înțepinește. Ea că ca în imaginea asta budist, universul ăsta țeapă, asta e, asta e de cum e iad, înțelegi? Ea asta e masă, asta e lampă, asta e perete, asta e înțepinirea. Noi înțepinire. Ele nu există în felul ăsta. Noi, ca să înțelegem, trebuie. Nu, altfel, nu, noi, ne bunim dacă nu, nu înțepinim. Când Că nu ne se întâmplă. Să, mereu omul are revelații, are visuri, ceva, și, și, se încurcă și atunci, nu, 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 nu și cu asta eu. Și a spus, nu, calmează, te spunem injecții. <laughs> 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 și te liniștim. <laughs> da. Te legăm, da. dacă trebuie. <laughs> dacă el sufră, așa, dar așa îl liniștesc. Așa. Gata? Nu. Nu, no, încă. Nu e gata. Încă ai. Când am fost afară, mi-ați spus că e posibil, că, sau și în, ați aruncat așa o chestie, mm -hmm. că mama dumneavoastră a trăit 101 ani da. și a spus că e posibil că în casa asta mm -hmm. oamenii trăiesc mm -hmm. mult. asta și speculați. Omul sfințește locul. Nu știu ce înseamnă locul. Noi nu mai și am Că locul <gântu -i> nu mai stă în zis, elev rău nu, 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 există așa. E, momentan, aranjarea, noi aranjăm legăturile astea, le aranjăm în lucruri. Da, le facem în lucruri și lucrurile au legătură și așa. Asta e ca asta e masă. Ia fă, fă ca în, ca în cu ăsta din turci. Ce rămâne? Care cească? Care mas. Dar deci va rămâne așa? Da. Partener general OTP Bank Vă place să rămâneți singur? Păi eu tot nu stăteam singur. Există persoane care vor foarte mult să rămână, stiem de singurătate, ei tot timpul caută discuții cu cineva, numai să nu rămână singuri până nu ți deșteaptă, eu mă tem de singurătate. Dacă nu-ți deșteaptă, nu mă tem. Atunci, ce poate determina pe oameni să trezească? Dorința, așteptarea, ce sunt astea? Dacă este așteptarea, tu aștepți ceva. Dacă nu aștepți nimic, dar aștepți. Asta e veche, așa e? Veche, cum e? Я, я и трансценденталы веге. Най объект, фер объект. Mm -hmm. Да вегез. Стат шевегец. Шесть Евангелия стат шевегец. А вегян сам на а урмари? Ну, а вегян сам не афи алерт, афи ку багари десамы дала не миг. Дака, а mm -hmm. обсерва? Ну, обсерв чева. Фер чева. Gata să observi. Eu sunt gata să observ ceva, dar încă n-am, n-am. Cum, cum? Am observat, gata, asta nu mai este veche. Pentru că ai observat un obiect care da, e, din da, realitatea, da, da. asta. Nu, no, este nou. simplific. La pa, el are termenul ăsta, atenție panoramică. El așa, ea a introdus termenul ăsta în engleză, attention, nu știu cum. Așa, să fii atentă la panorama. Nu, nu până. te învârs, dar tu așa ești. Că, că eu, pe rog, cu, cu prietenii mei, spun că nu poate fi, că atenția este așa. Iar asta e atenție. dacă așa nu ești atent, așa ești atent. dacă atent la asta, la atent la asta. Ah, da, fain, înțeleg acum. Dar să nu fii numai atent la asta, dar să fii atent la atât. Și asta se dezvoltă. Asta e veche. veche. Cum? să dezvoltăm. Stai, E pentru ce îi pun lumânarea și se uită la luminare, da? Pentru ce te unde? duci la biserică și te uiți la icoane? Să mai descânte, domnulic. Asta să deci asta ar fi modalitatea de a ne deștepta și de, de a minimul... nu ne mai temem să rămânem singuri, e să atent nu aici, într-un singur punct, de larg. Da? Vezi, vezi cum mai prins a, e, Dar bărbații nu prind. Asta e legătură a fost... cu ochiul ăsta dintre unii. Asta e de, de, de Conspirație și ea. Uite, noi, glanda, da, pineală. Noi, noi, glanda pineală. Glanda pineală. Asta nu sunt obiective. Cum faci obiect, gata, ai pierdut. Eu primul lucru care m-a pus pe gândit cu feminismul ăsta, tot eu ți -mi minte biserica. Da, da. Biserica până la Perestroica, în timpul sovietic. Nu mai femeie era o biserică. De așa cum, cred că e... Nu știu, acum toți sunt liniștit Dar când era, bă, numai bărbații, știi, femeie, dă la o parte. Ei nici nu are voie să intre în altar, că-i spurcată. așa păi, păi, dar cât, cât de... Ba... Dar știi, eu am pățit, eu l-am criticat pe Pavel, pe Apostol Pavel, că el doar a spus, femeie, stac în biserică. Dacă are ceva de spus, spună bărbatului acasă și el a venit și a spus. Mm -hmm. Dar la ei că erau lupte pur și simplu pentru dominație, c cu Isus erau femeile, Maria, mama lui Maria Magdalena și ele au dus primele învățături și biserica e lor. Și cum scapi de ele? Și au făcut așa, că erau și evanghelii. Dar de dar ce l-ați criticat pe... Eu la, era la emisiunea și cu 8 martie sărălă. da. Ei m-au invitat să vorbim despre dragoste. Și eu am spus, ei spus dragoste, dragoste de că de și zic, dragoste, o leacă ca mi târg. Căci, deci, adică e... Și dragă, și s-a întâmplat că nu s-a înregistrat. Nu s-a înregistrat emisiunea? Da, tot. Tehnic. Și am înțeles că asta nu-s glume. Și pentru mine asta au făcut excepții. criticat? A, a, Pavel. Apostolul Pavel. Da, da. da ce are. Leo, Leo Tolstoi l-a criticat pe el și a fost interzis lucrarea asta lui. Se numește celor 4 Evanghelie. A fost interzis pe timpul țarist de biserică și pe timpul sovietic de, de guvern, că e religiosă. Atunci că antireligioasă, antireligiosă, pe urmă că e religios. A apărut numai în Anglia, a fost publicat. Să chip. Că el s-a încumitat să spună și vă despre Apostol Pavel. Nu-i nu plași. <guss> dar asta eu spun că și au făcut a doua oară emisiune, dar schimba și era tema morții. În memoria ăstuia care a murit Sâmin era tânăr, el regizor, eu, eu nu știam. Dar era tema asta lui mă cheamă. Nu știi. Cu regizor tânăr care da, a murit? Da, da, și era mult... El era bolnav de cancer. Aha, verel mărdare. Da, 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 uite. Era pe tema asta Nu, noi am vorbit, pur și simplu, pe tema de, de moarte, de... Și aceea s-a înregistrat și a fost. Trebuie să o găsești și este. 8 martie să rălă. Da, știu, cu Aladonț o... păi, da, da, 5. 5 da, fete. Cinci și pe urmă eu am luat-o pe, pe Angela Staffi, da? Cum -i? da, 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 psihologă, da, psihologă. noi am avut cinci prezentări acestei cărți, câte, câte brațe are mandala. Da. Și mi... ea a prezentat, a ținut. Ne-a scăpat, dar Și a, ce ea înțelege ce scris aici, interesant. Ea e șamancă, dar înțelege. E șamancă, dar înțelege? Sau înșaman da. și înțelege. No, dar înțelege. Și cu dar ăsta. Da, dar nu i, nu -i bun, dar. nu i bun. Asta ba, e ca și când îți spune ba, viața este frumoasă, dar merită trăit. Interesant idee. No, asta au spus-o cineva dar, din politicieni dar... care nu prea o avea cu gramatica <laughs> și o băga. Uh, Câte e Frica. Uh, ultima întrebare. Câte e Ora spre trei. Da? Uh, frica de moarte poate fi depășită prin această trezire despre care vorbim noi mai devreme. Probabil. Și ea, că ca... merg eu într troleibus, olibus și am frică de moarte. Orice. Pumă. Cum vine asta? Când vine frica asta? Când uh, și pe războiul, când mm, moare un mm. om drag de cancer și începi primul lucru la care te gândești, mm -hmm. eu. Mm -hmm. Noi suntem egoiști în sensul da, egoismul ăsta. Nu când mergi într oricând. Eu când, când ciocnești. Foarte interesant. Poate eu aș fi bun ăsta, bu -ă, cum Dalai Lama. Eu aveam strașnică compasiune, milă. Da, da, da. Față de... da, atunci se vorbea mult despre război, de bombă atomică. Și mie mi era jale, nu de toți oameni, dar de bătrâni și copii. Zic, ei n-au cum. Aștia o să ascunde, nu știu ce, dar ăștia ce să fac? Și animale. Și eu știam că compasiunea asta e ceva rău. Așa, e, așa, era, știi, societate. Nu trebuie să fie milă. Asta e ceva și eu știam că asta e al meu și ascundeam. Da, când am ajuns la decolabru. 50 de ani, am înțeles că asta e ceva, asta e tot mecanism care ei indas ei ca în Tibet, ei fac, iau juguri de-astea. Eu spun juc, fiindcă yoga nu-i frumos spui. Mm -hmm. Eu înseamnă jug, știi? Jug. Jug, da. Igorul să știi. Englezește euc. Care pe boi se pune. Toți iei jug. Să duci ceva povar. Dar poate, dar mancă, îl scoți. Deci faci nu yoga, și nu. scoți, nu, jugul. No, tu iei, sarcine anumite de făcut. Binevol. Da, da, Asta a, e ca și postul. Asta e, jug. În sine. Asta e jug. Tu ei anumit jug să-ți-i post. Orice de carte, ceva. Te rog, să te să arăt unde, dacă am să găsesc. Eu, de fapt, pot să găsesc pe. pe eu nu de mult am publicat chestia asta, dar nu ți minte care, care a fost 50 și ceva. Uh -huh. Uite, aici citește ultimul verset. Nu mă găs de viață, încât sunt gata de moarte. Precum ai fi gata de somn după o zi de muncă. Cum o poți să citești toată, tot capitolul ăsta de la început? Mă las în toate cele ce mi-aduce clipa. Știu că am să mor și n-am de ce mă agăța. Nu-i înșelăciune în mintea mi. Nu-i încăpățânare în trupul mi. N-am gânduri despre ceea ce fac. Facerea curge din miezul a ceea ce sunt. Nu mă găs de viață, încât sunt gata de moarte precum ai fi gata de somn după o zi de muncă. Ce? Așa că sunt interesante poeziile astea. Păi a spus că nu sunt poezii. Păi știi, acum eu sunt că eu la început, <laughs> că m-am mirat. Asta mi-a spus, știi cine? Laura Muruzucu, știi? Da, da. 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 scrie. Da, e scrie poetă, da. Am și un spectacol cu a făcut ea. cunoștință cu ea, nu știu, câțiva ani în urmă, și ea zice, am citit poeziile dumneavoastră, Zic, care poezie unde? Dar, păi, ca, ați publicat. Eu zic, n-am publicat. Când colo asta, știi? <laughs> și eu așa m-am supărat. Zic, mai de el e poezie chiar. Sunt poezie, da. Chiar și rima au. Nu au rima. Unele. -a. -a ele au ritm. Au ritm. Ritmul se cuvine. Asta e... Așa e istoria tuturor tipă Evanghelilor, știi? El ele erau pe de rost, nu, nu erau scrise. Și omul, ca să ține minte pe de rost, el dă anumită ritmicitate. Le poetizează. Ia ca tot felul de Iliadă, Odisee, el doar pentru ca să ții minte, că altfel nu le țin minte. Da. Când au început să scrie pe, pe, hârtie, pe pergament, de cu nu, e, nu era nevoie și dar până atunci, adică este forma asta poetică pentru a ușura ținerea de minte și ascultare. Eu tare cred că poezia asta v-a făcut curioși să o cumpărați cartea. O găsiți în anumite librării? Sunt? Creste. Este, îndată în librării. Că, nu, știu, nu, nu sigur. Eu tare vă mulțumesc că ați venit. Pentru mine este onoare să stau de vorbă cu cel care mi-a desenat al abecedarului. Al meu. Uh -huh. Abecedarul meu a fost desenat de dumneavoastră. Și eu acum am mare onoare să stau de vorbă cu dumneavoastră și asta e... Și pentru asta vă mulțumesc foarte mult. Și am și un cadou pe final. Chiar dacă știu că nu serviți vin, puteți să-l faceți cadou cuiva. Pentru că am un cadou de la Castel Mimi, seria uh -huh. Animalian Wines. Uh -huh. E un rozet. Da. Poate aveți un da. prieten bun căruia a să-i dăruiți această sticlă care... de vin. Eu vă mulțumesc mult și pentru carte. Uh -huh. Și vă doresc mult succes în continuare. Mulțumesc. Semene. Mulțumesc. Partener general OTP Bank.